Băi, am găsit ceva. Puneau cei de aici că e spre pentru tobe. Momentul final chiar acum. Cam așa se aude din mașină. Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Tot un daily vlog de această dată. Vom merge ca să cumpărăm țeava pentru evacuare. Să vedem unde găsim țeavă mai mare de 45,5, să fie până în 50, ca să putem să o adaptăm cum trebuie. Mergem să alegem țeava, apoi va trebui să mergem la Navio să vă arăt ce i-am dat de lucru, ce mi-a lucrat el mie. O problemă des întâlnită la Opeluri. Sunata s-a zis că sunt gata. Mergem, cumpărăm țeava, apoi mergem la el și vedem când ne sună băieții de la evacuare ca să mergem să o facem. Băi, am găsit ceva. Spuneau cei de aici că e spre pentru tobe. Foarte mulți cumpără pe această țeavă și cu acest diametru. Am măsurat, are diametru de 47. Nu e nicio problemă că este puțin mai mare, este suficient. Da, găsim inox, era vreo 360 de lei 6 metri. Dar diametrul era prea mic, iar ăla prea mare cu 60 nu mi era ok, să zic așa. Zile, țeava aceasta va fi copilos, să zic așa. Nu are nimic, abia aștept ca să facem evacuarea. Navio, aici îl găsiți, are numărul de telefon la poartă, afișat. Da, fratelor, și uite cum vă spuneam, ce a trebuit să-mi facă mie Navio a fost aceste plastice, aceste căpăcele, să le zic așa. Din păcate am mai avut decât două, unul i-am dat lui Navio ca să-mi facă matrița după ele. Astea se fură foarte, foarte ușor, foarte bine. Și am zis că să-mi fac de rezervă încă 4, așa că Navio mi le-a făcut direct din plastic. Trebuie să le luăm acum de la el, apoi le colantăm și le punem pe mașină. Dacă vrei, poți să-l iei și pe ăștia. Alea, asta nu are ce face cu ăsta. Ăsta e, ăsta, știu, flexibile. Aha. Ăsta se rupe, vedea, mă, de la mult frumos. Da, dar ăsta e casant. Sigur. Dar de-aia spune, mi-a aduc aminte că parcă era... Unele erau pe o parte, unele pe alta, înțelegi? Contează, știți, la fel, mi le-a făcut Navio identice cu alea original, ba chiar mai bun. Mai bun în sensul că se mulează. Ziua 3-a, 4-a, nici nu mai știu a câta zi este. Urmează să mergem să facem evacuarea, dar în același timp am filmat o mașină frumoasă în spatele meu. Este vorba despre un A4 care, nu știu, cred că va apărea înaintea clipului când voi posta eu cu modificarea tobelor. Dacă nu ați văzut clipul, aveți link în descriere chiar acum, așa cum am zis, o să apară înaintea clipului acesta cu tobele. Voi merge ca să montez capacele pe plafon. În momentul de față cam așa arată mașina, este foarte, foarte murdară după atâtea ploi câte au fost.
Mergem să o spălăm. Așa se vede ea pe de jos și aici se vede de cupătura care am făcut-o. Între timp am montat și capacele, cam așa arată. Așa arată și pe partea din dreapta. Zici că sunt originale de fabrică. Au venit la fix. Nu le-am mai colantat, le-am lăsat așa cum erau, erau deja negre. Acum se văd puțin mai ciudat pentru că e și mașină murdară. De jos le-am prins cu foxipol ca să stea fixe. Bă, da, cei care vreți să vă faceți dintr-un plastic bun, puteți să vă faceți aceste prinderi. Ați văzut, mie mi l-a făcut Neavio, dar vi le puteți face și voi singuri. Cele originale sunt cam scumpe, 60 de lei și cam greu de găsit și se fură. Mașina este puțin cam murdară, a fost vremea foarte ciudată. O să mergem să o spălăm. Priviți și voi ce este pe ea. Soarele asta. Mergem să spălăm mașina, să o împrospătăm puțin așa. După vremea asta ciudată care a tot fost, am zis că mări să o spăl. Nu mai are rost să o țin atât de murdară, pentru că mie nu îmi place să fie murdară și așa de regulă vara eu o spăl de două zile. Mașina acum este din nou curată, sper să nu mai plouă, deja au zis că nu o să mai fie ploi, așa sper și eu. Hai că arată tare bine. Am pregătit-o puțin așa pentru clipul când voi monta toba finală. Am spălat-o, așa că în următoarea zi o să mergem să modificăm toba la mașină, să vedem rezultatul, că tot m-ați întrebat voi când e gata. Chiar acum, adică astăzi, duminică, voi vedeți acest clip cu toba finalizată complet. Sper să vă placă și sper să vă abonați dacă vă place conținutul meu, să dați un like și un share acestui clip. Am spălat mașina. Mergem să căutăm pe cineva care să-mi facă toba de șapament, să o dăm jos, să punem țeava și să punem și tipsul. Am găsit eu ulterior pe cineva care a mai făcut și face chestii de genul, face chiar și în inox. Vom da o fugă până la el să vadă despre ce este vorba. Așa cum ați văzut, țeava am cumpărat-o, am stat cam o săptămână cu ea prin mașină până am găsit pe cineva care să o sudeze. Până atunci dați și voi pe butonul de like, pe butonul de subscribe și dacă o să vă placă acest clip, bineînțeles, la final să dați un mare share. Lăsați voi în comentarii mai jos și spuneți-mi ce ar trebui să mai facem la Opel, ce modificări ar mai necesita să-i facem. Voi ce credeți? Să-l pun la vânzare, să încep un nou proiect sau să-l mai țin?
am ajuns la servis, deja domnul de aici s-a apucat de treabă. Într-o oră maxim va fi gata, am dat toba jos. Se aude ceva, dar nu foarte, foarte tare, nu se schimbă sunetul cu mult. Însă voi da și toba de mijloc jos și apoi o să se mai îngroașă puțin sunetul. Ce e bine că până acum nu se aude sunetul de buvniță. Continuare vedeți voi imagini din timpul operațiunii. Am pus și protecția pe baterie ca să nu avem probleme. Ați văzut și voi imaginele mai devreme ca să poată să sudeze liniștit. Gata, am mai rămas câteva hapsuri de sudură care trebuie să le dea. Ați văzut, am sudat și intermediara. La final am sudat prinderile, ați văzut voi cât de bine au ieșit prinderile acolo la tampoane. Câteva suduri, o sudură la tips și cam atât. Și tipsul, bine, foarte bine, mie îmi place, l-am lăsat puțin scos în afară, nu l-am băgat nici prea mult înăuntru, dar nici să-l scot foarte mult în afară, vine foarte bine. Acum, momentul final este să auzim cu toții sunetul aici.
sunat chiar acum. Dragilor, am terminat cu evacuarea, cam așa se aude toba. Bă, mie îmi place, nu se aude sunetul ăla de buvniță chiar atât de tare. Se aude așa puțin mai gros, să zic, pentru că eu am geometria fixă la 1.7 CDTI, acest model pe care îl dețin eu. Geometria este fixă și turbo intră mai tot timpul, nu e ca și cum ai aștepta 2000 de ture și îți va intra turbo și după fluieră. Nu știu, vă pun chiar acum câteva cadre să vedeți cum se aude așa cu câteva plecări de pe loc și în ture mari și în ture mici. Vreau ca să închei vlogul aici, mai târziu noi vom merge la un meet organizat în zona Orșovei, un meet între pasionații auto, nu știu ce se va desfășura acolo, dar voi merge și eu, mai ales că vreau să mă plimb, vreau să vă cunosc și pe voi. Unii dintre voi am postat eu acolo pe comunitate, v-am zis, așa că sper să ne vedem de seară. Cam așa se aude din mașină, deci nu este foarte zgomotos să zici, domne, face zgomot că deranjează. Nu, am făcut în limita legală, încât să nu am probleme nici cu poliția, să-mi scoată și noxele. Într-adevăr, a ieșit ceva fum și ați văzut voi fumul, dar era de la funigina ce se strânsese acolo pe catalizator sau intermediară, ce, doamne iartă-mă, este aia. Mașina nu are soft, să nu credeți, domne, că are soft, că nu știu ce. Nu, mașina este cât se poate de legal. Am făcut mai mult evacuarea pentru aspect și am să fie cât de cât și un pic de sunet. Ia să deschidem noi geamul să vedem cum se aude. Bine, am schimbat puțin. A trecut ceva timp de când am montat topa pe mașină. Știți că vă ziceam că mergem la eveniment? Da, mergem la primul meet pe zona Olteniei, adică la Orșova. Acest meet este organizat de o echipă din Severin, Black Street, se numește ceva de genul. Vom lua și noi parte, vor veni mașini de pe la Craiova, de pe la Timișoara și dacă între pasionați auto, mergem să ne mai delectăm așa privirea puțin, mergem să ne plimbăm, facem oameni, să vedem mașini frumoase. Din păcate am luat o pauză, stăm la semafoare. Deja au pus ăștia semafoare din nou pe viaducte. Coloana e cam măricică până acolo și mașini în spate. Ne vedem direct la Orșova.
suntem aici, într-o altă parcare, nu în parcarea în care spuneau ei, ei au filmat un clip pentru clubul lor, ceva de genul, am auzit. Cam astea sunt mașinile care au venit până acum, nu știu dacă se vor mai strânge. Eu am luat parte la acest eveniment pentru a mă întâlni cu prieteni de la Craiova, cum ați văzut, Dăciuța, băiatul cu Dăciuța este un prieten de-al meu care este un dacioț, să zic așa, înrăit. Unde am plecat, Mariane? N-am nicio idee. Habar n-avem unde mergem, dar mergem tot înainte. Sunt câteva mașinuțe. Băieții ăștia am văzut că au filmat un clip sau ceva de genul. Na, nu am știut, dar am fost și noi acolo, nu? Normal suntem la ieșire din Orșova, mergem spre... Chipul lui Decebal. Cred că acolo. Hai să vă arăt pe cineva. Nu l-ați mai văzut de mult timp. Vă pup, ce faceți? Ce fac, Costi? Costi, lumea vrea să te vadă. Să le spui ce mașină mai ai. Oh, hai că voi îl știți pe acum. Costi. Îl știți pe Costi, nu? Băiatul cu A3-ul. Și acum mă pui pe YouTube? Păi da, bineînțeles. Băi, noi ne vedem de treaba noastră. Uite, că suntem în Orșova, uite, cu cine ne-am întâlnit, salutare. Cu Costi, nu? Dacă toți suntem aici, am să trece pe aer, să-l salutăm, să ne arate locurile de prin zonă de pe aici și să mai stăm puțin de vorbă cu el. Vorbim puțin și după ne vedem noi. Dragilor, cam acesta a fost și vlogul de astăzi. M-am întâlnit și cu prietenul meu, Costi, aici în Orșova. Să văd că m-am întâlnit cu câțiva prieteni. Oarecum am vrut ca să mă plimb. Nu am luat parte la toată nebunia care s-a făcut. Pe unde s-au mai dus ei, am vrut să mă duc și eu. Inițial m-am răzgândit. Băi, sper că v-a plăcut acest vlog. Nu știu ce modificări vor mai urma la mașină. Cam asta era modificarea care mi-o doream să o fac de ceva timp. Cred că sunt mulțumit. Adică, de fapt, sunt mulțumit de cum se aude toba. Sper că vă place și vouă. Ce să zic, da și voi pe butonul de like, pe butonul de subscribe și hai să dăm un share la acest clip. Dacă aveți o mașină ce vreți ca să facem un car vlog, puteți să-mi scrieți mie pe Instagram, îl aveți mai jos în descriere. Suntem pe data viitoare, vă salut, numai bine!